Doamnelor, domnilor, bun găsit! Sunt Nicoleta Toacă și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Ion Ceban cere demisia președintei CEC, Angela Caraman. Comisia Electorală Centrală a lansat un apel către alegători să nu se lase induși în eroare de acuzațiile false în adresa instituției. Companiile moldovenești sunt încurajate să exporte pe piața din România prin programul Export Missions. În 2022, peste 60% din exporturi ajungeau în țările Uniunii Europene, un sfert din acestea peste Prut. 30 milioane de lei. Aceasta este amenda pe care ar putea să o achite Moldova Transgaz după ce a fost avertizată de ANRE că nu a prezentat actele pentru certificarea ca operator independent de transport al gazelor. Localitățile afectate de vremea rea în luna iulie continuă să primească ajutor din partea statului. Conform IGSU, pe parcursul zilei de 10 august, în raioanele Edineț și Râșcani au fost transportate peste 4.000 de foi de ardezie. Bunurile sunt livrate de către salvatori, pompieri, carabinieri și polițiști. Până în prezent, în total, în localitățile afectate din raioanele Drochia, Dondușeni, Edineț, Râșcani, Soroca și Hâncești, au fost transportate peste 35.000 de foi de ardezie. Loturile cu materialele de construcție sunt livrate oamenilor pentru efectuarea lucrărilor de reparație a caselor, edificiilor și instituțiilor publice. Transportarea și repartizarea bunurilor materiale oferite pentru raioanele din nordul și centrul țării va fi efectuată și în următoarele zile. Ajutoarele materiale acordate de Guvernul Republicii Moldova celor 74 de localități din 6 raioane ale țării în urma intemperiilor înregistrate în perioada 25-26 iulie sunt alocate din cadrul Agenției Rezerve Materiale conform deciziei Comisiei pentru Situații Excepționale din data de 28 iulie. 60 de partide politice înregistrate de Agenția Servicii Publice pot participa la alegerile locale generale din 5 noiembrie. Anunțul a fost făcut de Comisia Electorală Centrală, care a publicat lista acestor formațiuni politice. În conformitate cu prevederile legislației electorale, dreptul de a desemna candidați pentru alegeri îl au partidele politice înregistrate până la stabilirea datei alegerilor. Alegerile locale generale vor avea loc pe 5 noiembrie. Pe 7 august a început perioada electorală. Perioada de desemnare și înregistrare a candidaților va începe pe 6 septembrie, iar startul campaniei electorale se va da pe 6 octombrie. Până acum și-au anunțat intenția de a candida la șefia primăriei capitale Mihail Poleanski de la Partidul Congresul Civic, Adrian Albu de la PSRM, Vadim Brânzaniuc de la PSDE, Ion Purice la PL, Victor Chironda de la Platforma DA, Ion Bulgac de la CUB, Mihail Bagaz de la Liga Orașelor și a Comunelor, Lilian Carp de la PAS, Anatol Usatăi de la Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei, Ion Ceban, actualul edil al Capitalei, Ruslan Codreanu, liderul Partidului Puterea Oamenilor, Tatiana Bordăianu, șefa Departamentului Politică Externă și Integrare Europeană de la Partidul Acasă Construim Europa. Alegerile locale din toamnă vor costa bugetul de stat în jur de 178 de milioane de lei. Vocea Basarabiei a întrebat oamenii întâlniți ocazional pe străzile capitalei ce părere au despre numărul partidelor înregistrate pentru scrutinul din 5 noiembrie. Cam sunt prea multe, părerea mea. Sunt foarte multe pentru că am merge goana după fotoliu. Mi se pare nici într-o țară lumea nu este așa ceva. Sunt partide care s-au fost înființate în anii 90 și nu sunt nicăiuri, dar stau partide. O mare prostie, o foarte mare. Asta e bani spălați din bugetul de stat. Adică eu am o părere foarte rău, n-ar trebui să fie așa, dar mă rog, pentru ce atâta partide? E foarte greu. Trebuie să luăm modelul Statele Unite. Două partide și atât. Pentru o țară așa de mică, atât de multe partide, exagerat, dar democrație. Cât de ușor este cetățeanului să aleagă pentru cine să-și dea votul? De ar fi mai puține partide, ar fi cu mult mai simplu. Păi n-ai pe cine vota. Este pe cine vota? Eu nu văd nicio persoană. Mult ne-o amăjit și am unii amăjesc. Mai depinde și de intelectul cetățeanului. Adică mari alegeri aici, majoritatea nu le alegi și atât. Alegi direcția politică.
alege partidul care consider că e mai aproape de viziunea fiecăruia. Cât de ușor este? Nu știu, depinde de cultura alegătorului, depinde de cultura lui, de pregătirea lui. Dacă poate fi manipulat sau nu poate fi manipulat. Îmi pare rău numai că partidele care sunt pro-europene cam sunt dezbinate, da. Dacă în Republica Moldova sunt atâtea probleme, cum credeți, de ce mulți își doresc să ajungă la guvernare și cât de capabili sunt să soluționeze problemele? Nu, la noi timpul o arăta deja că vor la treucă. Altfel nu văd. Vor la bugetul de stat cât mai mulți furi. Altă justificare eu nu văd. Un loc mai călduț. Știți că acolo nimeni nu se ducă să rezolve interesele cetățeanului. Promitem și pe urmă. Eu ți-o minte când domnul Lucinski, când era speaker și fă candidat la președintea țării, o promis, transport gratis, ceea. Când unii președinte, fiind speaker parlamentul ăsta, totuși prima persoană, a doua persoană, dar eu n-am știut că noi suntem atât de săraci. Te-ți promit, dar nu știu ce faci. Ei doresc, sunt oameni cinstiți care doresc să ajungă la guvernare. Însă, ca să ajungi la guvernare, un om nou, trebuie să schimbi tot, să vii cu oameni noi, ca ei să facă. Dar dacă ei sunt murdari și măscăriți și tot așa, nu se face nimic. Niciodată nu va fi nimic. Chiar asta nu înțeleg. Nu înțeleg. Când sunt la guvernare, sunt probleme multe, imposibil de rezolvat. Când nu sunt... Sunt o opoziție care nu mai critică. Cum descriți politicianul până a câștiga alegerile și după ce le câștigă? Depinde de politician, în primul rând. Dacă este unul serios și se gândește la interesele poporului, dar nu știu, eu nu sunt cea care mă dezamăgesc tare repede și când în 4 ani, într-adevăr, nu multe se poate de făcut. Nu zic o vorbă rău, dar ei cam toți așa. Cât până când îl alegi. După ce îl alegi, pune al lui... ideea lui, să-i convină lui, dar nu omului. Promit mult, nu fac nimic. Total diferit. Până la alegeri, promit mare și sare, adică se comportă într-un fel, după alegeri, parcă uitat de cetățeanul de rând. Edilul Capitalei Ion Ceban a venit cu o reacție după ce Comisia Electorală Centrală a interzis difuzarea și distribuirea materialelor unde sunt descrise proiectele realizate de municipalitate. CEC a obligat Primăria Chișinău, distribuitorii și pe cei implicați în procesul de difuzare să elimine materialele din spațiul public. Într-o postare pe o rețea de socializare, Ceban menționează că CEC vrea să limiteze cetățenii la informații de interes public și califică decizia CEC drept un atac asupra autonomiei locale, fiind încălcate prevederile exprese ale unui șir de acte normative naționale și internaționale. Deocamdată nu înțelege nimeni clar cum trebuie să fie informați cetățenii despre activitățile realizate de primărie, despre proiectele realizate sau în derulare. Nu cunosc nici primarii din toată țara și nici măcar mass media cum să informeze corect în această perioadă, conform ultimului regulament elaborat de CEC și care nici măcar nu a fost publicat în monitorul oficial. Acum ne conducem după un regulament scris pe foaie și trebuie să ne conformăm din spusele membrilor CEC. Decizia cu privire la comportamentul în perioada electorală a administrațiilor publice locale diferă de regulile autorităților centrale. A menționat Ceban, totodată edilul cere demisia președinte CEC Angela Caraman. Decizia Comisiei Electorale Centrale vine în contextul examinării unei sesizări depuse de Partidul Liberal Democrat, în care au fost evocate pretinse acțiuni ilegale ale primarului general al municipiului Chișinău Ioan Ceban. CEC a constatat că materialele conțin elemente de agitație electorală și că au fost produse, distribuite și difuzate cu utilizarea directă și indirectă a resurselor administrative. Respectiv, ce s-a întâmplat? Din bugetul public au fost direcționate sume la care nu am primit răspuns cât anume s-a cheltuit. Deci, nici oficial am făcut interpelare la primăria municipiului Chișinău, nici în ședință reprezentantul primăriei, viceprimarul, nu a putut să ne răspundă la întrebare cât a cheltuit primăria, chiar dacă încerca să ne convingă pe toți cu, uite, intri pe site și obții răspuns la oricare întrebare. Orice mesaj de interes public distribuit, difuzat în perioada electorală, începând cu 5 august până la încheierea procesului electoral și validarea rezultatelor, deci trebuie să fie avizat și aprobat de Comisia Electorală Centrală. Astea sunt prevederile legii numărul 62.
Comisia Electorală Centrală a lansat un apel către alegători să nu se lase induși în eroare de acuzațiile false în adresa CEC. Nu a prezentat actele pentru certificarea în calitate de operator independent de transport. Moldova Transgaz ar putea fi amendată cu 30 de milioane de lei. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a inițiat procedura de sancționare financiară a operatorului sistemului de transport al gazelor naturale. Moldova Transgaz nu s-a conformat cerințelor legale de separare în conformitate cu unul dintre modelele stabilite de legea cu privire la gazele naturale și nu a depus la ANRE cererea privind certificarea sa, notificând despre imposibilitatea finalizării procesului de separare. Șeful Moldova Gaz, Vadim Ceban, a venit cu o reacție pe rețelele de socializare. Conducerea companiei este pregătită să ofere toate argumentele suplimentare posibile în apărarea poziției sale. Conform legislației în vigoare, autoritatea de reglementare are dreptul să aplice sancțiuni în acest caz. Moldova Transgaz va acționa în conformitate cu procedura stabilită de lege. Ședința pentru audierea administratorului SRL Moldova Transgaz va avea loc în ziua de 8 septembrie. Tot atunci se va stabili și mărimea amenzii. Companiile care își doresc să-și dezvolte afacerile exportând pe piața de peste Prut pot beneficia de suport în cadrul programului Export Missions. Programul oferă o platformă pentru a încuraja colaborarea între mediul de afaceri, experți în comerț internațional și instituții guvernamentale. Într-o conferință de presă, Viorel Garaz, secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, a declarat că este vorba despre misiuni economice de promovare a mai multor industrii din țară în România. Domenii eligibile sunt industria textilă, mobilă, procesare, dar și multe alte industrii. România este în ultimii ani a devenit partenerul economic numărul 1 al Republicii Moldova și despre aceasta ne vorbesc nu doar, să spunem așa, preferințele noastre sau numărul de bilete și de treceri a hotarului, dar și balanța de plăți și datele statistice pe care noi le urmărim cu mare atenție. Și aici țin să menționez că România este una din puținele țări în care noi avem o balanță de plăți aproape echilibrată. Și țin să mai subliniez încă un moment că România este și principalul furnizor de combustibil pentru Republica Moldova. Director interimar al Agenției de Investiții Ion Iordache a menționat că vor fi selectate cel puțin 55 de companii dintr-un șir de sectoare. Potrivit lui, a fost simplificată procedura, astfel încât și producătorii care își doresc să exporte în România pentru prima dată să fie eligibili. De asemenea, a fost inclus și sectorul servicii, pentru că Republica Moldova este o țară generatoare de servicii, iar România este o piață țintă în acest sens. Ne dorim, de fapt, ca agenții economici să, din toate sectoarele enumerate, să fie cumva grupate ca efectul de promovare să fie cât mai țintit și mai amplificat. Deci ne dorim imediat să gustăm din acele rezultate. Totodată, credem că este o platformă bună pentru agenții economici care au beneficiat de unele granturi. Vorbim aici de granturi de internaționalizare la ODA și merg mai departe pe platforma de a-și extinde exportul. Ediția 2023 a programului este dedicată României, iar următoarele ediții se vor axa pe exporturile în alte țări, care vor fi selectate împreună cu antreprenorii. Programul Export Missions reprezintă un efort susținut de a sprijini dezvoltarea și expansiunea companiilor locale pe piețele internaționale. Dosarele de participare la program pot fi depuse până pe 5 septembrie. Chiar dacă alocațiile de la buget pentru învățământ cresc, taxele neoficiale sunt percepute în continuare de la părinți și chiar se majorează an de an. Banii veniți prin fundații școlare sunt ilegali, iar autoritățile din educație vor implementa mai multe mecanisme prin care părinții să poată voluntar să facă donații către instituțiile de învățământ. O spune ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun, invitat la emisiunea Puncte de Reflecție. Noi la Minister încă o dată condamnăm foarte ferm aceste plăți. Dacă cuiva îi solicită în mod abuziv, în mod solicită în general să fim și noi sesizați, să fie sesizați și CNA-ul, primul pas care o să facem, o să avertizăm conducerea instituției de învățământ. Dacă o să persist fenomenul în instituția respectivă, atunci o să sesizăm CNA-ul și noi imediat direct. În egală măsură încurajăm cei care sunt constrânși, obligați, hărțuiți deseori pe
chat-uri să facă aceste lucruri, se pot adresa organelor de resort. Potrivit ministrului, este inacceptabil ca un părinte sau un copil să fie hărțuit sau discriminat în școală doar pentru a primi o notă mai bună. Anonim, transparent, voluntar, sunt niște principii fundamentale. Deci este inacceptabil ca un părinte sau un copil să fie hărțuit, discriminat, să aibă notă mai mică, să fie pus la stâlpul în familie pentru că o refuzat să colecteze 100 de lei pentru mai știu eu ce. Deci asemenea lucruri nu pot fi tolerate sub nicio formă. În ceea ce privește fondurile școlare, autoritățile își propun ca toate fluxurile de bani din școli să aibă loc transparent. Astfel, plățile informale și voluntare din instituțiile de învățământ din țară ar putea deveni legale prin crearea unor conturi extrabugetare. Atâta timp cât practica asta o să persiste, o să fie complicat de construit o relație bazată pe respect reciproc, pentru că, din păcate, desori cadrele didactice, din cauza situației economice dificile, au fost impuse să se transforme în intermediari în acest flux financiar și un lucru de care noi trebuie să scăpăm. Dar cum? Le interziceți? Aici, în primul rând, astăzi există practici diferite. Sunt unele instituții de învățământ care au asociații de părinți, încearcă să aibă un minim nivel de transparență în activitatea lor, oferă bonuri fiscale, raportează privind cheltuielile care s-au făcut. Și mai există grădinițe și școli unde lucrurile se întâmplă total netransparent. Total netransparent și într-o manieră necontrolată, banii se colectează cash și asta este regretabil. Pentru a opri această practică ilegală, ar putea fi implementate noi mecanisme pentru ca părinții să poată dona banii transparent și voluntar, spune ministrul. Ele sunt ilegale. Deci avem un prim exemplu anul acesta când a fost sancționat o instituție de învățământ pentru asemenea colectări de către CNA. S-a aplicat o amendă. Deci aceste fonduri, ele n-ar trebui să existe. Acum, ce putem noi oferi? Noi, în același timp, eu sunt conștient că pe deplin această practică să o eliminăm o să fie foarte complicat. De asta noi ne gândim să oferim școlilor posibilitatea să colecteze donații pe un cont al școlii. Donațiile, evident, să fie voluntare. Să se colecteze doar prin transfer bancar sau prin sistemul guvernamental de plăți MPAY. Să oferim școlilor posibilitatea de a încasa 2% din impozitul pe venit, așa cum se întâmplă în cazul organizațiilor non-guvernamentale. Precizăm că, potrivit Ministerului Educației și Cercetării, colectările ilicite de bani sub orice pretext, atât din partea părinților cât și a cadrelor didactice, sunt interzise în instituțiile de învățământ. O țară mică precum Moldova nu poate oferi studii ca în cele mai prestigioase universități din lume. Din această cauză, tinerii pleacă peste hotare, o spune fosta deputată Ecaterina Mardarovici, directoare executivă a Clubului Politic al Femeilor 50-50, într-un interviu pentru Vocea Basarabiei. Potrivit ei, deficitul de brațe de muncă se atestă în majoritatea țărilor, însă statul trebuie să motiveze diaspora să revină și să investească acasă. El va continua pentru că o țară mică pentru copii atât de deștepți nu întotdeauna oferă platforme de studii care și le-ar dori ei. Nu putem. O țară mică nu poate avea universități de calibru celor care au sute de ani. Sute, 500, 600 de ani cu tradiții și așa mai departe. Și copiii noștri, majoritatea tind să plece în acești cei mai buni. În secolul 21, cel mai mare război dintre țări reprezintă lupta pentru brațe de muncă, este de părere Ecaterina Mardarovici. Deficitul de brațe de muncă este un deficit aproape în toate țările europene și în special în fostele țări comuniste, tot este un deficit socialiste, da, tot este un deficit foarte mare de brațe de muncă, dar noi trăim în secolul 21. Am citit mai multe studii care demonstrează secolul 21, cel mai mare război între țări va fi lupta pentru o forță de muncă. Și fiecare țară și omul va pleca pentru că libertatea de circulație a oferit oamenilor posibilitatea să meargă să muncească acolo unde este mai bine plătit.
Potrivit acesteia, cu o piață mică, cum este cea a Republicii Moldova, este dificil să atragi investitori străini. Suntem o piață mică. Aici poți să vii doar că ai niște bani și să vrei așa să faci ceva frumos când ai mulți bani, dar nu pentru că vrei să faci afaceri de amploare. Având o piață pe care o avem noi cu agricultura, suntem bine, dar dacă am aplicat tehnologii moderne, ar fi vreo 2-3 de ăștia mari agricultori și gata. Am încheiat-o, ori noi vrem să fim cât mai mulți, cu 100.000 de hectare, cu 100 de hectare nu face mari afaceri. Populația care este astăzi în Republica Moldova este similară cu cea din anul 1956, potrivit unor date prezentate de expertul economic Veceslav Ioniță. În anii 2021-2022 am avut cea mai mare reducere a numărului de moldoveni din istoria țării. În 2021 a scăzut cu peste 2%, iar în 2022 cu 2,4%. După o perioadă petrecută în Italia, Andrian Iastremski, care este specialist în finanțe și activează pe piețe financiare și cripto, a hotărât să revină în Moldova. Tânărul a muncit în sectorul bancar din Milano, iar din 2017 și-a continuat cariera profesională în cel mai mare grup bancar italian și unul dintre cele mai mari din Europa. Experiența acumulată peste hotare l-a determinat să revină acasă și să întemeieze o afacere. Andrian a activat 8 ani în sistemul bancar din Italia, apoi s-a întors acasă și a creat o societate de consultanță financiară. Susținerea oferită de autorități, dar și posibilitățile extinse de a crea o afacere aici, l-au motivat pe tânăr să revină și să investească în Republica Moldova. Am început să activez ca consultant financiar. Am ajuns la un portofoliu de investiții de aproape de 50 de milioane de euro, adică tot asta pe tot parcursul. Am avut clienți foarte importanți, adică chiar și foști prim-ministri ai Italiei, deputați în Parlament, am avut clienți din familia Berlusconi. Toate îi mergeau ca pe roate, dar avea un regret că nu a reușit să facă ceva pentru țara sa. Locuiem în Italia, avem prieteni italieni, trăiam în cultura italiană, călătoream numai practic mult prin Italia, dar gândul era în, undeva o parte din suflet era în Republica Moldova. Între străini, da, e bine, e frumos, e calitatea vieții dezvoltat, salarii mari, toate condițiile necesare pentru calitatea vieții mai bună, dar oricum ești străin. Vede potențial de creștere în Republica Moldova și spune că pentru fiecare este loc de dezvoltare. Eu consider Republica Moldova acum o țară emergentă care e în curs de dezvoltare, inclusiv cum a fost România. Scopul meu principal este să ajung educația financiară avansată la cât mai multă populație din Republica Moldova. Să creez o platformă educațională unde fiecare din noi va putea studia cum să economisească bani, cum să-și creeze bugetele familiare. Nu a regretat vreodată decizia de a reveni. O lecție foarte, foarte importantă, ceea ce am învățat, este că să nu depreciem sau să subestimăm toate serviciile care sunt în Republica Moldova. Acasă mă face să mă simt fericit, aerul de acasă nu-l compari cu nimic și când ești pe pământul tău moldovenesc, te simți, cum am mai spus, ca peștele în apă. Energia care o am aici este incredibilă. Te simți mai încrezut în tine. Deși majoritatea oamenilor este dreptace, în lume unul din 10 scrie cu mâna stângă. Pe vremuri aceștia reprezentau o minoritate, astăzi au chiar și o zi dedicată lor. Până în prezent nu există o explicație științifică pentru folosirea prioritară a mâinii stângi în locul celei drepte. Adriana este stângace și spune că nu i-a fost greu să se adapteze într-o lume a dreptacilor, deși la început a trebuit să înțeleagă cum funcționează anumite lucruri pentru a se putea descurca, acum nu mai întâmpină nicio greutate.
În genere, în viața de zi cu zi, când ceva semnez sau schițez, lumea observă că sunt stângace și mă ia, de fapt, ca pe un om special, că sunt, e stângace, bravo! Și mai ales, ca fire creativă, asta cumva mă face mai privilegiată. Cea mai mare problemă a fost scrisul. Când a mers în clasa întâi, tânăra spune că scria ca evrei, invers. I-a luat ceva timp să înțeleagă cum se scrie corect cu mâna stângă. Faptul că este stângace îi aduce multe aprecieri și laude, mai ales la job, tânăra fiind designer de interior. Stereotipul și legătura între creativitate și stângace poate o văd. Unicul lucru este că lucrul la calculator este totuși cu mouse-ul. Inițial eu luam mouse-ul în stânga, dar a fost un challenge pentru mine să utilizez cu mâna dreaptă și s-a primit. De fapt, așa și este. Lucrul este la mouse, la calculator, obișnuit ca dreptaci, dar de fapt sunt stângaci în restul, în tot ce fac. Și Ion Bambuleac este stângaci și spune că zilnic trebuie să facă față la mai multe provocări și pentru el cel mai dificil a fost scrisul. Când deschizi o conservă, de exemplu, sau când iai o foarfecă în mână, este mai greu pentru că trebuie totuși, sunt lucruri care sunt predestinate pentru dreptaci. Acum sunt mai multe lucruri care pot fi adaptate. De exemplu, același deschizător de conserve este de alt tip, pot să iei altul. Da? Sau sunt conserve care deja sunt cu deschizător. Eu optez pentru ele. Cu farfica sau tai strâmb sau rog cineva. În rest există greutăți. Da, ceasul pot să-l port pe ambele mâini pentru că când este ceas pe dreapta, înseamnă că am nevoie de stânga. Fac ceva cu stânga. Tânărul spune că stângacii sunt persoane cu mai multe abilități, pentru că ei încearcă să schimbe lumea și să o adapteze către ei. Sunt statistici care spun că stângacii lucrează la diferite joburi care ar fi mai puțin plătite pentru că fac lucrurile mai greu. Eu nu sunt de acord cu acest lucru. Eu cred că dacă ești stângaci, de fapt, ești cumva mai înzestrat din punct de vedere că trebuie să treci prin mai multe greutăți ca să poți obții ceea ce o altă persoană dreptaci o are a priori. Printre persoanele stângace care au schimbat cursul istoriei sunt și Picasso, Michelangelo, Leonardo da Vinci sau Einstein. Exemplele pot continua până în zilele noastre cu nume sonore precum Charlie Chaplin, Tom Cruise, Marilyn Monroe și alții. Orașul vechi este cel pe care îl poartă în suflet. Culorile deschise sunt cele care îi permit să-și exprime atât de grațios libertatea pe care o trăiește, iar florile se regăsesc în fiecare tablou realizat de Valentina Brâncoveanu. S-a născut și a copilărit la Chișinău, dar a avut posibilitatea să petreacă zile și nopți în curte, unde a strâns cu ochii și a depozitat în suflet toate cele care astăzi poate nu mai sunt, parcă îi șoptise destinul că va avea nevoie de ele pentru a picta Chișinăul vechi. Orașul meu cu umeri ai de piatră, în ploi de soare, zi de zi scălda. Eu sunt din Chișinău, din Mahalaul Sculeni, de unde era între sat și oraș. Nu era nici sat, dar nici oraș, așa, așa. Când sat, de obicei, casele sunt organizate, ca o reglă, așa, când îi pun... Dar aici, haotic, cu grăie, din multe, cu gospodărie, cu toate astea. Și eu am crescut și la școală mergeam anume printre casele astea vechi, cu prispă, cu brâi. S-a născut în anul 1950, în Chișinău, și acum își amintește cu emoții de casa părintească. O casă la curte, la marginea Chișinăului și de ghidușiile pe care le făcea în copilărie, pentru că, spune pictorița, tare năzbătioasă mai era. La școală, la lecțiile de desen, a mers din obligație. Prin clasa 7-a, profesorul care preda ore de artă plastică a selectat-o pentru un cerc de pictură, care se organiza după ore. A frecventat aceste cursuri vreun an, de două ori pe săptămână. Într-o zi, tatăl prietenei ei a aflat că în oraș s-a deschis școala de arte plastice pentru copii și le-a înscris pe ambele. Mă ocup de dragul dragului, de cei ce mi-e drag. Și eu niciodată nu... Rar când poate să fac ceva la comandă, dar nu pictez ceea ce vrea cineva ceva. Eu mă dau pradă sufletul meu, ce-mi spune inima, ce-mi spune. Uite, am mers pe stradă, am văzut o curte veche, o stradă veche, un colț de așa,
o vilă veche și dacă mi-a plăcut foarte mult, acolo am stabilit și acolo am plecat. Primele acuarele și le-a cumpărat din banii pe care singură îi făcea. Povestește că a cules ridichi din grădină, le-a făcut legături și le-a vândut chiar la poarta casei, iar pensula și-a făcut-o singură. Și atunci părul l-a lipit de o peniță și și-a făcut o pensulă. De atunci a schimbat 10 de pensule, atelierul mic și confortabil, fiindu-i plin astăzi cu fel de fel de pensule, pe care nu le lasă din mâine nici zi, nici noapte, spune pictorița. Depinde, dacă lucrarea e mică, nu e prea mare și impresia primă care am avut, eu trebuie atunci, timp de 2 ore, să nu schimbe lumina, că dar după 2 ore, deja de la început și până la 2 ore, încă se schimbă, dar nu chiar așa. Dacă e lucrarea mică, prima impresie, deodată o pichez și anume nea de astea îmi plac. Ca să faci un tablou mare, trebuie să vii 3 zile, 4 zile la rând la aceeași oră. Dacă câteodată vii a 2 zile, ori snor, ori plouă, ori nu e ceea ce este. Dimineți de vreme, serla a sfințit, de-i vânt sau ploaie, dacă are inspirație, pictează. Pe lângă orașul vechi, care este marea ei dragoste, florile sunt cele care nu lipsesc practic din nicio lucrare. Florile, eu fără flori, să pictez flori eu nu pot. Eu măcar o zi nu trece să nu pictez florile, pentru că asta e mesajul a unui. E un mesaj al pământului și e frumos, roat. Și eu am crescut între flori, am copilărit, am școlit, la școală mă duceam cu flori, de la școală veneam printre flori. A absolvit școala de arte plastice Ivan Repin, acum Colegiul Republican de Arte Plastice Alexandru Plămădeală din Chișinău, în 1971. În 72 a participat cu lucrări proprii la prima expoziție din Chișinău. Ulterior, lucrările sale au ajuns în Uzbekistan, Rusia, Lituania, iar toate pictate după Ordinul Sufletului, cel care mereu îi spune: libertate, să fiu liber în creație, în creație și în viață, fără libertate nu faci nimic. Dictatura am avut-o în perioada sovietică, să dădeau temele special care se pictez. Măi, dacă nu mi-e dragă teama asta, n-am să fac, nu pot. Dar din nevoie trebuie, a? Că așa trăiam în perioada ce? La Biblioteca Națională a Republicii Moldova poate fi admirată expoziția personală de pictură a Valentinei Brâncoveanu, peste 40 de lucrări pictate în ani diferiți, diferite anotimpuri ale anului, cât și în diferite locuri, surprind prin colorit, originalitate, măiestrie, dar mai ales prin sufletul luminos al artistei pe care vizitatorii îl regăsesc în tablouri. Atât pentru astăzi, sunt Nicoleta Toacă și vă mulțumesc pentru atenție. La orice oră ne găsiți pe site-ul voceabasarabiei.md, dar și pe rețelele de socializare. Numai bine!